cumva mintea probabil că dorea mai mult și te făcea să crezi că va urma nu știu ce sau mai încăpea, dar nu avea sens. Însă și scena aceea violului, în ghilimele de final, e foarte bine gândită din punctul meu de vedere. E mult mai dureros să vezi ceva ce nu vezi practic, care se întâmplă oricum tacit, decât să o arăți explicit, printr-o piele goală, prin... Adică, pe mine mă doare mai mult. Cei doi, aliniamentul acela de personaj acolo, cei doi, ea, oricum care nu opune rezistență, e totuși violată. E. Pentru că România nu opune rezistență, ea e deschisă, de fapt. Așa ca și personajul meu.